Buturuga mică răstoarnă carul mare. A venit și soția și mama lui Yukis. Veniți lângă mine, campionilor, cum vă simțiți? Haideți să ne întoarcem la cameră, că avem colegul aici. Ce faceți? Cum sunteți? Bună seara, în primul rând. Vă spune cuvântul. Am 45 de ani. Această victorie o dedicăm tatălui meu, care din păcate nu mai este, și bunicului. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Pentru el avem această victorie, pentru că a fost alături de noi. Mulțumim publicului, mulțumim invitaților noștri! Oașul e pe primul loc! Yuki, cum te simți? Am văzut că la un moment dat ați schimbat un pic strategia, ai trecut tu în fața tatălui tău, iar înainte de a doua repriză am văzut cum spuneai, hai că poți! Mi-e puțin rușine că l-am lăsat pe el în față. Dar nu știu ce s-a întâmplat meciul ăsta. Am avut să dovedească că poate să fac pe Butucel. L-am ajutat și eu, nu îl lăs la greu. Aș fi vrut să mă implic mai mult. Am dat când am putut. Și cum a spus și el, forța. Pumnul meu a luat somn. Acolo a luat somn, de la pumnul meu. Yuki și Capone, vă mai doriți un meci în RXF? Bineînțeles. Cu ocazia asta dorim să-l avem în această cușcă pe inegalabilul Neveu. Wow! Sala polivalentă, ați auzit? Neveu în cușcă cu Yuki și Capone. Vă urez succes, dragilor! Și dorim, dacă o să-l înfrângem pe Neveu, Emma Carter să facă un film cu noi doi! Dar Neveu să ține lumânarea!